Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou clip de genul, știți și voi despre ce este vorba, deci azi m-am hotărât să fac un videoclip informativ în legătură cu această lună și anume iunie. Dar Eugene, ce este așa important la luna iunie? Ei bine, în cazul în care nu ați aflat încă, dar cu siguranță știți asta, ce tot vorbesc aici? În această lună iunie va trebui din păcate să iau o pauză de la YouTube. Să spunem o mini pauză. Știu bine că v-am explicat acum câteva luni că va veni momentul în care voi fi nevoie să iau o pauză în apropierea verii, motivul fiind bacul. Acum știți și voi cum e, momentul în care nu prea ai dat importanță celor 4 ani de liceu în care să te axezi pe acele comentarii de la română care în total sunt undeva la 21, eliminând 3-4 chestii ce cu siguranță nu ar pica la subiectul al treilea, să spunem undeva la 17 comentarii. Problema nu ar fi că nu le-aș putea să le învăț, pentru că cu mare fericire vă mărturisesc că mai am în jur de 9 comentarii. Dacă nu mă înșel, de învățat din 17, deci vă dați și voi seama că nu ar fi mare bătaie de cap. Problema ar fi timpul. Pe lângă română mai adăugând și istorie care sunt botă rău. Gen în simulare, nu știu dacă v-am spus, rezultatele au fost următoarele: 6.45 la istorie, 7.30 la română și 9 la geografie. Cu notele astea cu siguranță că luam bacul și sunt destul de decente, a spun eu. Dar tot am o frică acolo în mine că aș putea pica la istoria aceea. Datorită faptului că dacă nu ai nota peste 5 la orice materie, în cazul meu la istorie, ești picat și credeți-mă că trebuie să tragi pentru fiecare subpunct. Acum, nu spun că bacul este extrem de greu, că să te dai cu capul de perete și să te spânzuri de învățat, însă vă spun că nici ușor nu este, adică mai nou cu noile modele de subiecte la română, din vorbele profesorilor, chiar nu o să mai am multă lume punctaj mare la română. Dar v-am spus, nu asta este problema, nu este o problemă bacul pentru mine, pentru că sunt în proporție de 80% sigur că îl voi lua. Doar dacă în această lună voi lua o pauză de la tot. Mai ales de la YouTube, pentru că YouTube-ul mănâncă practic o zi. Iar în ziua respectivă aș putea repeta, nu știu, la una dintre acele materii, iar luna aceasta, vă spun, este cea mai importantă dintre toate. De aceea m-am decis să fac asta. Ați observat că în ultimele zile nu prea mai postat și motivul este tot același, plus pregătirea pe care o facem la școală, plus alte chestii, iar aceste lucruri te obosesc și chiar îți arde tot cheful de a mai face un videoclip. Pentru că, până la urma urmei, știm cu toții că la un videoclip stau ceva mai mult datorită editului. Ca de fiecare dată trebuie revizionat clipul și alte chestii, da, poate am să fac un live în care am să vă arăt chestia asta. Da, după cum am mai spus, bacul nu este nici greu, dar nici ușor, iar pentru mine este important să-l iau. Deja îmi fac diferite planuri după cum să rețin autorii și toate nenorocirile alea la română. Mecanicile autorilor George Bacuvia și Tudor Arghezi. Ei bine, Arghezi va veni prin partea dreaptă cu ajutorul modernismului, dându-ți jumpscare cu testamentul în cap. Spre deosebire de Bacovia, va avea la îndemână simbolismul ce va veni din ventul de sus, unde va sfârși să-ți dea cu un plumb în cap. Da, ați înțeles. Acum rămâne de văzut. Doar aveți răbdare luna asta. Sper să nu devină abonați inactivi datorită acestei chestii, pentru că știm că așa se întâmplă la aproape orice canal dacă creatorul de conținut devine inactiv și abonaților devin la rândul lor inactivi. Deci, de aceea fac acest videoclip informativ. Dacă tot veni vorba, Scott s-a decis ca noul Custom Nights să lanseze pe 5 iulie cel mai devreme. Deci am șansa să nu apară jocul în timpul bacului. Dumnezeu pe pământ! Partea rea este că ar putea fi nevoit să lanseze pe 8 august. Da, asta e doar o informație ca să vă țin la curent. Cam atât a fost cu acest videoclip, băi și fete, sper că v-a plăcut, poate vor exista momente din luna aceasta când voi posta, poate vor mai exista mici excepții o dată la o săptămână sau ceva de genul, deci nu vă faceți griji, iar după această lună voi reveni cu mai multe episoade, cu noi serii horror, cum ar fi, nu știu, Boogeyman 2, Emily Wants to Play 2 și altele, bineînțeles. Dar până atunci, trebuie să dau nenorocirea asta de bac. Da, cam atât a fost, eu am fost Eugen. Ne revedem data viitoare.